telefon, ai autorizarea de la judecător, ai număr de dosar, ai semnat. Autoritatea Națională Unică de Interceptare. A fost și este cel mai greu moment al Direcției Naționale Anticorupție de la înființare. Pentru că aceste modificări legislative ar fi afectat grav lupta anticorupție, ar fi afectat grav competența Direcției Naționale Anticorupție și a zis că cam peste 30% din dosarele pe care noi le-am făcut sau le avem în investigare ar fi fost afectate. Au mai fost încercări de a modifica legislația anticorupție și ne amintim cu toți episodul Marțea Neagră din anul 2013. Acum a fost pentru prima dată când aceste demersuri s-au concretizat într-o ordonanță de urgență care a fost adoptată și care a fost publicată în Monitor Oficial. Din perspectiva mea ca procuror, nu cred că acest pericol a trecut.